Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi, împreună cu soția mea, o să facem o rețetă de piftele. O să vă arătăm rețeta de piftele a soției mele, care le face tot timpul și pentru sărbători și în cursul anului. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Avem aici 1 kg de carne de porc, 5-6 căței de usturoi, 2 felii de pâine pe care le-a pus în apă la muiat, un cartof, o legătură de frunză de pătrunjel, 2 ouă, sare, chiperi. Haide să-i dăm drumul să facem rețeta. Acum soția o să se apuce să zdrobească usturoiul. O să-l zdrobească direct peste piftele, peste carnea de piftele. Noi folosim carne un pic mai grasă și cu un pic de grăsime până ea, pentru că atunci ies mult mai bune. Acum fiecare dintre dumneavoastră pune usturoi în funcție de cum îi place. Puteți să puneți usturoi mai mult, mai puțin, fiecare cum dorește să fie de condimentate. Dar să știți că usturoiul le dă un gust foarte bun. Așa vom proceda cu tot usturoiul. Apoi vom răzălui cartoful. O să răzăluim și cartoful. Acesta este unul dintre secretele rețetei la piftele, să puneți un cartof, pentru că cartoful conține amidon și atunci le leagă împreună cu pâinea, le leagă foarte bine și le dă un gust, le face puhabe, pufoase, le dă un gust foarte bun și plăcut. Deci acesta e unul dintre secrete pe care multă lume nu o să vi-l spună, dar noi vi-l împărtășim cu mare drag și dumneavoastră. Deci dacă vreți niște piftele bune, să vă iasă piftelele bune, să puneți și un cartof, să rageți. Așa vom proceda, după care o să revin cu alte imagini. Oameni buni, o terminat soția, adierați și cartoful. Noi îl punem cu tot cu zeama care lasă cartoful. Acum dacă e prea multă zeamă, mai puteți să storceți un pic pe el. Dar noi îl punem cu tot cu zeamă pentru că conține amidon. Așa, îl punem peste usturoi și peste carne. I-am cumpărat un pisalău de ăsta de usturoi, dar nici ăsta nu-i bun, deja al treilea, cred că și ăsta o să-l aruncă și până la urmă o să ajung la mojar, pentru că nu sunt foarte bune ce să găsesc acum pe piață. Acum o să storcem bine pâinea, o scotim din apă și o storcem bine, bine. O mărunțim mărunt, mărunt. Așa vom proceda cu toată pâinea, o storcem, după care o rupem mărunt, o mărunțim și apoi o punem peste carnea de piftele. Așa procedăm și cu pâinea, am terminat de o mărunțit. Acum o să o adăugăm peste carne și peste cartof, toate împreună. Acum o să ne batem ouăle. Așa. Batem și ouăle, după care le punem peste compoziție. Vă garantez că o să iasă niște piftele foarte bune. La fel ca toate rețetele noastre. Iar vă recomand să le încercați și o să vedeți ce rețete bune, tradiționale, din zona noastră a Maramureșului, rețete vechi, pe care le facem de la bunicii noștri, de la părinții noștri. Acum o să condimentăm cu sare, chiperi, la fel fiecare pune în funcție de cum îi place. Așa vom proceda, după care o să tăiem și frunzele de pătrunjel și apoi o să revin eu cu alte imagini. Tăiem și frunzele de pătrunjel, mărunt, mărunt, și le adăugăm peste carne, peste compoziție. Noi folosim o legătură de frunze de pătrunjel, dar dacă doriți să fie puțin mai aromate, mai parfumate, atunci puteți să puneți mai mult, chiar și 2 legături de frunze de pătrunjel. Așa, le adăugăm peste compoziție.
După care le amestecăm bine toate împreună. No, așa, o să le frământăm bine, o să le amestecăm împreună. Dacă mai trebuie sare, piper, mai condimentăm, fiecare în funcție cum îi place. Le amestecăm bine. Oameni buni, o pregăti soția între timp o tavă pe care o să o ungă un pic coloi, o să pună puțin ulei și o să o ungă ca să nu se lipească piftelele de fund. Ia așa procedăm, ungeți o tavă sau un fund de lemn ce aveți, cu un pic de ulei. Într-un vas o pus apă curată unde își moaie tot timpul mâna. Ia așa. Ia folosă o lingură, dacă vreți să vă iasă toate chiftelele, să vă iasă la aceeași dimensiune, atunci puteți să folosiți o lingură și exact măsura cât luați într-o lingură, exact așa o să vă iasă toate chiftelele. Ia ce fain rotunde le face. Acum să știți că bunicii noi și părinții noi nu foloseau lingură, dar acum mai nou, doamnele, ca să le iasă toate perfect, știți că femeile sunt mai perfecționiste, atunci ele fac cu lingura ca să le iasă toate aproape egale. Ia uitați ce fain. Aceeași dimensiune. Așa vom proceda cu toate până la final, după care o să revenim cu alte imagini. O terminat soția o tură de piftele de modelat, așa arată. Acum o să mergem, o pus între timp o cratiță pe foc la încins cu ulei. Acum o să mergem și o să le prăjim. Noi să știți că nu le dăm prin fărină, am văzut multă lume, multe gospodine că dau piftelele, le dau și prin fărină. Dar să știți că un secret, dacă le dați prin fărină, atunci ele când se prăjesc, se negresc, se ard și se negresc, ies foarte arsă. De aceea noi niciodată nu le dăm prin fărină, le lăsăm așa. Acum o să mergem și o să le prăjim. O pus soția o leaspide cu ulei pe foc la încins. Uleiul este aproape încins. Într-un alt vas și-o pus un șervețel unde va scoate chiftelele. O pus un șervețel ca să mai absorbă din ulei, din excesul de ulei. O să punem una să vedem dacă uleiul e încins. Da, uleiul e încins, că sfârâie. O să le punem pe toate. Avem încă o tură de făcut. Așa vom proceda, după care vom reveni cu alte imagini. Oameni buni, am lăsat piftelele aproximativ 2 minute pe o parte. Acum fiecare în funcție de cum are focul și pe ce le coace, pe ce le prăje. Noi le-am lăsat aproximativ 2 minute. O să le întorcem, o să le lăsăm și pe cealaltă parte, tot așa, cam 2 minute, 2 minute și un pic. Acum fiecare cum aveți focul. Așa vom proceda, după care o să revin cu alte imagini. Oameni buni, între timp am mai făcut soția în cotură de chiftele, modelat în cotură de chiftele. Astea care le-au pus prima dată o să le scoatem. Așa cum v-am spus, le-am lăsat aproximativ 2 minute pe o parte, două pe alta. Așa arată. Așa vom proceda cu toate. Între timp ce le puneți în leaspide, le mai puteți modela un pic, dacă cumva se lasă, le mai puteți modela un picuț. Pentru că ele, dacă stau foarte mult până ce le prăjeți dumneavoastră primele, ele e posibil să se mai lași un pic, să se ploștească și atunci le mai modelați un pic în timp ce le puneți. Dar vă garantez că sunt niște piftele extraordinar de bune, o rețetă minunată pe care am învățat-o de la bunicii noștri, de la părinții noștri, o rețetă tradițională, foarte simplă. Dar pe cât e simplă, pe atâta e bună. No, așa vom proceda cu toate, după care la sfârșit o să vă arătăm rezultatul, cum au ieșit la final toate. Dragi prieteni, chiftelele noastre tradiționale ca la mama acasă, așa au ieșit. Sper să vă placă și dumneavoastră.
Dați-mi voie să vă urez tuturor sărbători fericite, multă sănătate și numai bine. Eu o să iau cu mâna, am pus un chic de muștar, să vedem și cât îți e bune. Încă-s fierbint. Ia așa, burdinea. Doamne, fer cât îți de bune. O rețetă tradițională foarte bună, pe care vă recomand să o încercați și o să vedeți că nu o să vă pară rău. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!